Președintele interimar al Camerei Deputaților, Alfred Simonis, a rememorat momentele de vicecampion național la canotaj. Zilele trecute a urcat din nou în schif și a făcut o plimbare pe bega. Sportul de performanță te pregătește, îți ascute mintea, simțurile, te învață lucruri care mai apoi îți călăuzesc viața, disciplina, devotamentul, spiritul de echipă, competitivitatea. Iar eu cred că am învățat bine aceste lecții, dar ar fi fost mult mai greu fără sportul pe care l-am practicat, canotajul. Legătura puternică dintre mine și barcă s-a creat instant și a durat ani buni, ajungând vicecampion național. Zilele trecute am urcat din nou în schif cu multe emoții, dar e ca mersul pe bicicletă, nu se uită niciodată. Îi mulțumesc profesorului Zlatomir Balojin pentru oportunitatea de a fi din nou pe apă și pentru multele amintiri care mi-au revenit în minte, transmite Alfred Simonis.